și ne-am întors la Virgin Radio România, început de ora 10 la TikTok de vară. Povestim astăzi despre prescurtări, abrevieri, acronime. Acronime. Nu suntem singuri în studio. Proful de dicție Aurelian Ciocan e invitatul meu în dimineața asta să ne mai lumineze un pic care cum stă treaba cu prescurtările astea, nene. Dar să știi că abrevieri ca abrevieri, uite ce ne scrie Andrei din Constanța, abrevieri ca abrevieri, dar ce ne facem cu mesajele compuse din emoticoane? Și asta este... Faci un dicționar? Da. Din îți iei aceste... un angajament din ăsta să ne faci un dicționar? Să luăm aceste emoticoane să le punem la rând astfel încât să formăm propoziții. Da. Sau un proverb. Da. Sau tot fel. Da. Da. Trebuie să facem și episodul următor. Știi că la un moment dat era chiar o poză pe internet, era un fel de întoarcere în timp, practic și egiptenii se exprimau tot printr-un fel de emoticoane, da. Așa și toate noi. Toate acele semne, acum. Da, uh-huh. Desene mici, exact. Da, uite că am și mesaje venite de la ascultători, îmi zice Alex că uneori încearcă să folosească LMK. Măcar let me know. Let me know, da. Dar ceilalți nu prea înțeleg, zice el. Mai am un mesaj de la cineva care zice AMC, acel moment când... AMC, Bogdan, da. Pe limba română, foarte bun. Ia, da. Mai avem în română? Mai avem în română, fii atent, ține-te bine, da? Trimitere către lucruri mai puțin ortodoxe la această oră. PLM înseamnă plec la mare. Da. FMM înseamnă frate, mersi mult. Venită de la ascultători, frate, toate. Mersi mult. Da, frate, mersi mult. FGM, facem grătar mâine. Și SMS, să mă suni. Vin mesajele de la voi, guys, sunteți absolut senzaționali. Stai să zic și cine a fost atât de inspirat în dimineața asta. Andy, meriți un tricou Virgin Radio România de la noi pentru toată treaba asta. Să-mi lași datele acolo pe WhatsApp să rezolv situația, zic. El le-a dat pe toate? Da. Și cu facem grătar mâine? Și cu facem grătar mâine, da. Da. Mâine-i marți, da, ce să vezi? Mai am unul, plec la magazin, tot cu prescurtările alea. Deci lumea e pe Caterinca și pe abrevieri și așa mai departe. Domn profesor, ați venit la fix într-o zi de luni să ne mai descrețim frunțile, că vorba aia parcă prea... Păi, începeam săptămâna serioși. Ce vorbeam și înainte de fix, de acronimele din engleză și de uite cum s-au adaptat vorbitorii de limba română și au început să le folosească pe acest model, iată câteva... Nu le știam. Dar mai sunt. Fac mare mișto, mănânc fructe. Ce vorbești? Uite, welcome to Facebook, mai e cineva. Welcome to Facebook, vezi, domn profesor, cum stă treaba. Deci ai noștri sunt pe mare, mare, Caterinca. Bună dimineața, bună, îmi place că suntem împreună și pe filmul ăsta în dimineața asta, la TikTok de vară. Hai să vedem ce ai mai găsit tu, Aurelian. Hai să trecem Aurelian. La modulul de avansație. Da? Așa, hai cu modulul. Da. I-L-Y, Ili? I love you. Bravo. I love you, Ili, bravo. Da. Mai avem unul care e oarecum simplu, dar O-F-C. Of course. Așa. Și acum trecem la cele mai dificile, bineînțeles, da? Lungi. Așa. 5-6 litere. Ia. I-N-C-Y-D-K. Nu știu ce e asta, frățioare. Nu e greu. Nu e greu deloc. Nu. In case you don't know. In case you don't know. E expresie des folosită și în special acestea pe care le utilizăm foarte des. Acestea au ajuns să fie prescurtate. Uh-huh. Mai avem una care seamănă cu numele tău. Cu numele meu? Da, O-N-N-A, Ona. Nici pe asta nu știu. Ce e? Mă uit și eu în notițe totuși. Așa? Ca să nu greșesc. Oh no, not again. Oh no, not again, Ona. Ok. Bun. Peste vezi, peste lungi le pierd complet, adică nu am nicio șansă să trec examenul ăsta. IDKWTD? Doamne ferește, mă. I don't know what to do. Doamne, I don't know what to do. I don't know. Doamne ferește să nu știi ce ai de făcut în viață. IYKYK? Nu. If you know, you know. If you know, you know. Adică dacă știi, le știi. Vorba aia. Dacă nu știi, nu știi. Ce să-i faci, mai bine nu-i faci nimic. Știi cum e? Când nu știi ce să-i faci, mai bine nu-i faci nimic. Da. FOMO? Bine, asta știu. Fear of missing out. Bun. Da. E așa. Mega feeling ăsta, FOMO. Și unul la care pot să apară și numere, la fel ca și în cazul later. Așa? T-T-Y-L. E din mail-uri, îl știu și pe ăsta, de la corporatiști. Da. Talk to you later. Da. Și poate fi
talk, 2, to you later. Da. Sunt o mulțime. Uite, mai am aici, venite de la ascultătorii. NVM, Nevermind. Da. Așa, LMA știam, Adrian din Reghin, am vorbit puțin mai devreme despre asta. Să te fluier. Bun, bun. Bun, frumos, elegant. Ce mai avem? De inventivitate stăm bine. Da, foarte bine. Păi, dar românul ai, cum să nu? Cum să nu știm noi? Cum să nu știm noi astea? Merge bine treaba când vine vorba de acronime, exact cum zicea și domn profesor. Cum facem totuși să ne ferim? Să ne protejăm mai bine de tot ceea ce înseamnă. E foarte greu să ne protejăm, exact cum vorbeam și înainte de fix. Am ajuns și noi, cei de 30 plus, poate chiar de 40 plus, să le folosim. Vezi, folosim tot acest limbaj, 30 plus, 40 plus. Le folosim pentru că le-am auzit foarte des. Și vorbim de cel puțin 20 de ani, poate chiar mai mult decât limba engleză, este prezentă în limba română. Sunt melodii de acum 20 de ani care foloseau limba engleză. E o strofă celebră din Genius, dacă zic bine, Macho Man. Da, bineînțeles, hey, dar de cum să nu? Do? O întreb de cine îi place, ea spune că ești tu, vezi? Și încă de atunci limba engleză era prezentă. Era prezentă. Da, limba oricum este un organism viu, că sunt unii care sunt exact. Foarte... Întrebai cum putem să ne protejăm? Da. Nu cred că adică nu e o chestie de hai să ne ferim sau să nu mai folosim. Da. Desigur că am putea să avem o măsură, să nu importăm practic orice auzim și să nu uzităm, să nu folosim pe negândite orice auzim. Doar că tinerii, copiii în special și adolescenții folosind foarte des, au ajuns acum, de acum 20 de ani până în prezent, ei au deja vârsta de 30-40 de ani. Sunt de o vârstă cu pentru noi. Pentru că ăsta e volumul de informație. Exact. Adică... Și fiind atât de des folosite, și părinții noștri, parte dintre ele, au ajuns să le cunoască. Să nu mai vorbim deja de binecunoscutele Breaking News, News Alert, care au fost prezente atât de des pe toate stațiile de știri și care deja au fost adoptate oficial în limba română. Yes, așa este, apropo de yes. exact, ne folosim foarte des. Mai am mesaje venite, LMAO, trebuie să ne și explicați ce înseamnă asta. Trebuie să ne explicați, fraților, dacă le folosiți. AGWWP, all going well, weather permitting. Mamă, v-ați dus departe, fraților. Și astea vin mesaje la 0734363600, adică și ascultătorii îmbogățesc, uite, dicționarul ăsta. Aceste acronime ajung să fie folosite și în funcție de meserie, de specialitate, în zona corporatistă, să spunem așa. Apar tot felul de prescurtări în zona medicală, știința, practic, și tehnologia. Au făcut comunicarea să se facă foarte des pentru a avea acces la informații, să fie făcută în limba engleză. Și există și un limbaj specific medical, tehnologic, industrial și în zona aceasta de corporații, de firme mari care au sedii în toate colțurile lumii și care au folosit tot engleza. Ai zis mai devreme de o piesă celebră care folosea, iată, limba romgleză. Ai zis bine, Genius, pe asta. Vreau să-ți mulțumesc că ai fost astăzi alături de noi la Virgin Radio România. O să găsiți dicționarul pe virginradio.ro. Se ocupă fratele Mușat să urce toată treaba pe .ro. Și noi sperăm să ne revedem. Îmbogățim împreună organismul ăsta viu care este limba. Folosim în ton cu timpurile, vorba aia, tot ceea ce înseamnă, uite, away from keyboard. Așa o să fiu eu. Away from keyboard, AFK imediat așa, pentru că dau cu piesa aia. Se spune PP. PP. Baba. PP. My God. Bun, hai să vină și My Guilty Pleasure astăzi, care a ridicat-o la fileu domnul profesor Aurelian Ciocan, proful de dicție. Mersi mult că ai fost cu noi. Cum adică ce ascultam? Păi ce-ai cerut, bineînțeles. Hai, rămânem împreună la Virgin. Neața bună! Vară, soare, hituri și tache. TikTok cu Oana Tache.